România în direct cu Cătălin Striblea la Europa FM. Bun găsit, bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România. Astăzi veți fi istoria, oameni buni, sau vocea ei. Și vă supun atenție o temă care a împărțit societatea românească în două, a dus la războaie mediatice, ieșiri în stradă, a distrus prietenii și a împărțit semințe de ură câte vreți. Iar pentru asta trebuie să părăsiți un pic prezentul turbulent și să vă întoarceți la atmosfera din România în timpul mandatului lui Traian Băsescu. Știrea zilei, oameni buni, este că Înalta Curte de Casație și Justiție a stabilit definitiv că fostul președinte al României, domnul Traian Băsescu, a fost colaborator al securității. Decizia Consiliului Național de Studiere a Arhivelor Securității a fost dată în 2019, după apariția unor noi documente privindu-l pe fostul președinte. În anii anteriori, Traian Băsescu primise avize favorabile de la CNSAS, deși capete ale unor dovezi existau, inclusiv un registru al contrainformațiilor militare. CNSAS nu a mers mai departe, serviciile nu au furnizat alte probe. Dar astăzi știm, fostul președinte a semnat mai multe note în calitate de student, în care vorbea de viața și opiniile unor foști colegi. Sub pseudonimul Petrov, el a povestit securității despre, de exemplu, un coleg care vindea un ceas și două perechi de butoni, despre altul că sora acestuia are o relație cu un cetățean străin, iar despre alții a povestit că practică jocuri de noroc sau că apreciază libertinajul din lumea vestică. Dar a și indicat care dintre colegii săi ar vrea să rămână în străinătate. Mai târziu, tânărul cu pricina a și fost exmatriculat cu un alt motiv însă. Asta este o parte din istorie. Dacă România ar fi acceptat punctul 8 de la Timișoara, lucrurile s-ar fi rezolvat evident mai repede. Sau dacă instituțiile de la noi ar fi clădit în afara unui control politic și al foștilor ofițeri de securitate. Acum, din păcate, trebuie să judecăm un paradox, asta e istoria noastră, căci tânărul care a turnat la securitate a condamnat apoi comunismul într-un gest istoric, un gest pe care mare parte din România îl aștepta și care venea să marcheze finalul unei epoci degradante din istoria noastră. Și tot Traian Băsescu este președintele care a întărit cursul euroatlantic al României. El a menținut România în zona sigură a alianțelor care astăzi ne dau stabilitate, libertate și putere. În plus, a fost singurul președinte în al cărui mandat s-a încercat o reformă a aparatului bugetar, chiar dacă asta a însemnat un război aproape. Și da, în timpul lui Traian Băsescu a început lupta anticorupție și s-au stabilit câteva fundamente pentru care românii au ieșit câțiva ani mai târziu în stradă, iar epoca marilor dosare cu politicieni a apus, totodată, cu plecarea lui Traian Băsescu, să recunoaștem acest lucru. Corupția nu a fost dovedită însă nici atunci și nici acum. Iar istoria îl va reține și ca informator, desigur. Căci oamenii au lumini și umbre, iar poate unii o să zică, domnule, a fost într-o situație dificilă. Să fi fost însă oare așa? Ce judecată facem astăzi și de ce e ea importantă pentru statul nostru. 0372069599. Îl repet, 0372069599. Ce înseamnă această decizie pentru voi? Cum judecați astăzi activitatea lui Traian Băsescu, istoric, retrospectiv? Îi reduce din merite ce am aflat ieri? Și cum ar trebui să-l rețină istoria, de fapt, pe acest om de stat? 0372069599, emisiunea asta e și pe Facebook, pe site-ul Europa FM. România în direct începe acum, Rareș este primul care vorbește. Salutare, bine ai venit la noi! Da, mulțumesc, bună ziua, bine v-am găsit! În mare ați cam spus tot în prezentare cam ceea ce gândesc și eu. Ce aș mai vrea să completez ar fi, mă rog, o poziție optimistă pe care vreau eu. Ce a hotărât instituția ieri, eu îl cataloghez ca un mic pas ca respect către noi, către cetățeni. Adică ieși, mulți dintre noi bănuiam acest lucru, exact cum a spus și dumneavoastră.
și o interpretez ca o confirmare și v-am mai zis ca un respect al instituțiilor către noi, ca să nu ne mai arunce praf în ochi. Acum, dacă înțelegeți așa în mare ideea. Acum, sigur, poate din partea justiției e o formă de respect. Din partea CNSAS, din partea CNSAS și care a avut nenumărate probe la îndemână, capete de dosar, erau prezentate la televizor, da, s-a alergat cu ele în brațe. Eu aș pune multe întrebări la CNSAS. Da, nu, asta este, cum se numește, acolo mi s-a confirmat încă o dată că sunt instituții slabe, sunt instituții cu persoane oportuniste, lașe, adică, bun, și ca să continui, cu ușa, că istoria e alternativă, nu știm exact ce s-a întâmplat acolo, dar ar fi nemaipomenit, zic, ca doamna Germina Năgâț să vină și să spună: doamnă, ia uite, sub comanda dumneavoastră, de două ori s-a zis, îmi cer scuze, s-a zis că nu e așa. Dar exact, cum s-a întâmplat? Și eu aștept lucrul ăsta în condițiile în care, da, am votat cu Băsescu, l-am susținut, am votat și contra demiterii lui. Aici știți cum e, se leagă anumite chestii. Adică, bun, cum rămâne în istorie? Să nu confundăm respectul pentru instituția prezidențială cu omul, da? Eu, ca un cetățean care l-am susținut, da, aș avea pretenția acum și el să mă respecte. Adică să-și dea demisia, să renunțe la toate, cum se numesc, SPP, tot ce i s-a pus la dispoziție, casa de protocol și toate celelalte. Iar sentința de ieri, fără o continuitate, eu iarăși nu-i văd rostul. Adică mai puțin mă interesează sentința de ieri decât ce mă interesează continuitatea încolo. Tragerea la răspundere pentru ar tuturor al lanțului acestea care s-a ajuns. Foarte interesant. Da, oamenii zic că, domnule, n-am avut probe, știți că au fost la SRI, dar nici nu le-ați cerut, că vă puteați duce în arhivă. Un detaliu interesant, îl zic aici, în toamna trecută, într-un interviu in-house, cum ar fi, adică în casă, realizat la SRI cu directorul SRI, Eduard Helvig, și de către purtătorul de cuvânt al instituției, de fapt un podcast al instituției, domnul Helvig zice la un moment dat așa: domnule, și veniți voi CNSAS-ul și luați dosarele astea care sunt la noi, că sunt multe, mai sunt kilometri de dosare, că poate mai găsiți ceva prin ele. Și sugerează domnul Helvig că o căutare mai apăsată ar fi necesară acolo. Oamenii zic, nu avem spațiu, e târziu. Ar fi, chiar ar fi. Și dumneavoastră presa ați pus sumărul că aveți alte informații și alte canale și lumea în stradă, adică până la una alta, nu înțeleg de ce toată clasa și toate instituțiile astea sunt atât de rupte de realitate. De ce nu mai coboară măcar o dată în lună să vadă că, bă, lumea vorbește, lumea are alte conexiuni, alte legături. Deci nu mai poți să mai ascunzi gunoiul sub preș, cum îl ascundeai acum 10 de ani în urmă. Chiar și cu 10-15 ani în urmă se mai putea. Atenție, mulțumesc tare mult, Rareș. Asta nu e o critică la CNSAS, în ansamblul său. CNSAS a prezentat multe date, acolo sunt cercetători luminați și tot CNSAS, când a avut putere și disponibilitate, instituția care a găsit lucrurile astea. Dar noi studiem aici modul în care un stat a putut să ascundă, prin colaborarea diverselor instituții, această informație. Că ea e la fel de relevantă ca toate faptele bune pe care le-a făcut președintele Băsescu, gândesc eu. Adrian, salutare, bine ai venit la România în direct. Salut, Cătălin. Mulțumesc pentru... Ne auzim rău de tot, Adrian. Schimbă poziția telefonului, că e tot ce poți să te învăț. Desigur. Mă auzi, Cătălin? Acum, da. Extraordinar. Eu vreau să vă spun și eu câteva păreri. Primul lucru, și cred că cel mai important din punctul meu de vedere, personal, Traian Băsescu a fost cel mai bun președinte pe care l-a avut România post-decembrist. Zicea cineva aici pe Facebook că, domnule, cu Traian Băsescu astăzi președinte, nu mi-ar fi frică. Da, te completez. L-am pierdut, nu? Da, așa este, dar, repet, a fost un om de acțiune, a fost o persoană care a făcut ceea ce a spus. Eu nu fac politică, atenție, da? Eu sunt mai pragmatic. Doi la mână, să știți că chiar dacă în alta curte de casație și justiție a dat acest verdict, din păcate,
instant pățitul, nu cred în justiția din România. Nu cred. Eu personal nu cred. Asta e o alegere de viață, nu poate să fie. E o alegere de viață. De ce? Pentru că eu sunt un om pățit. Da. Am trecut prin justiția din România, știu ce înseamnă din toate punctele de vedere acest lucru. Îmi pare rău să spun că asta n-are capacitate de generalizare. Pentru că ăsta e tipul de mesaj pe care zeci de politicieni au venit și au spus: dar de ce eu? Ia uitați ce mi s-a întâmplat. Și unora li s-a întâmplat pe bune, altora nu li s-a întâmplat pe bune. Dar asta și al treilea lucru pe care... Așa este. Și al treilea lucru pe care vreau să-l spun, Cătălin. Oare cu o floare se face primăvară? Oare de ce de marile cazuri de corupție? De ce de mari turnători ai securității? Cei care nu au arătat, consumul de anumite produse, ca de exemplu Ken sau, faptul că i-a plăcut mediul extern, da? Și haideți să vorbim de cazuri serioase, haideți să vorbim de valutare ale României, haideți să vorbim despre cazuri care pot aduce beneficii. Ok, te referi la lucrurile acelea pierdute, dar acum la colaborare, la ce a putut să facă CNSA, s-a făcut, doamne, nu? Adică ce vrei mai mult decât atât? Că l-ai pe fostul președinte, l-ai pe domnul Isărescu, care, mă rog, a scăpat la Curtea Constituțională, îl ai pe Dan Voiculescu, care e un însemnat om de afaceri, cam ce cazuri mai mari ar putea să mai fie? Da, vorba lui Rareș. Ok, și concluzia? Haide, Cătălin, hai, vreau să văd concluzia, știi? Mulțumesc! Concluzia mea este că statul român a funcționat când încolo, când încoace, funcție de cine l-a tras de urechi. Asta e concluzia mea. Hai să vă citesc ceva. La începutul anilor 2000, Marius Tucă face un interviu cu Traian Băsescu. Domnul Tucă îl întreabă: puteți jura că n-ați fost colaborator al Direcției a 4-a Securității și puteți jura că n-ați semnat un angajament cu ofițerul de contrainformații? Traian Băsescu spune: da, niciodată nu am făcut poliție politică. Domnul Tucă îi răspunde: n-ați răspuns la întrebare. Traian Băsescu: nu, dar eu vă răspund, pentru că e complicat ce mă întrebați. Eu vă spun categoric un singur lucru: nu am făcut poliție politică. Că așa e, colaboratoare securității ca poliție politică. Da. Cristian, salutare, bine ai venit la România în direct. Ce zice vocea ta? Salutare, sper că m-au auzit, că sunt pe drum. Da, cât de cât. Bună ziua, în primul rând. Din păcate, trebuie să încep cu ceva ce am pe suflet de foarte multe ani. Statul român și noi, România, am început cu stângul, ca să zic, democrația, pentru că trebuia, în primul rând, instaurată legea lustrației atunci când s-au pus bazele în României noi, zic așa. Și trebuia foarte clar stabilit acest lucru, astfel încât foștii nomenclatoriști sau cei care au făcut într-un fel sau un altul rău, să nu mai aibă dreptul să fie în structurile decizionale ale statului. Așa este. Una la mână. Asta eu consider și am o durere, deși nu sunt, sunt relativ tânăr, am 45 de ani, la Revoluția eram chiar copil, de atunci mi-am dat seama că dacă vom continua să fim conduși de vechea structură, nu vom înainta absolut deloc. Asta una la mână. A doua la mână, foștii securiști, indiferent că au colaborat puțin sau mult, n-au ce căuta în structuri de conducere. Nu au. Și-au trădat, ca să zic așa, semenii. Nu pot veni acum să-mi spună că, de fapt, îi reprezintă. Asta deși mă aliez unui vorbitor de mai devreme care a spus că l-a votat pe domnul Băsescu și eu l-am votat. Consider că a făcut mult bine și spun doar de DNA, spun doar de doamna Chioveși, care dacă nu era domnul Băsescu, doamna Chioveși exista doar ca om, nu și ca procuror anticorupție și n-avea succesul pe care l-a avut. Sunt convins că domnul Năstase n-ar fi fost niciodată închis dacă nu era domnul Băsescu. Și mai am o convingere că dacă domnul Băsescu rămânea președinte măcar un mandat, îl vedeam pe, nu știu cum să zic, tovarășul Iliescu condamnat pentru mineriadă și revoluție. Aici am un dubiu. Că domnul Traian Băsescu a fost președinte 10 ani. Acum, dacă era să se întâmple ceva, acolo se întâmpla.
Da, o fi fost și Traian Băsescu sentimental, mă gândesc, și a zis, domnule, s-a retras omul, ce importanță mai are? Sau calculat în speranța că noi, între noi președinții, nu ne facem, domnule, din astea. Cum s-a întâmplat acum? Nu cred că domnul Băsescu e genul acesta de om. Nu cred. Se poate. Se poate. Onoarea militară care nu, dar pe care el o are. Cum? De ce nu crezi că e genul ăsta de om? Tocmai ți-am citit ce zice justiția despre el. Adică eu ți-am citit despre el mai devreme, eu. Că ce scrie acolo în documente? Doi colegi vindeau două perechi de butoni. Ăla vrea să plece din țară. Ăla are relații cu ce hoaice. Ai fi scris? Hai, aveai 15 ani, știi care e lumea. Ai fi scris? Nu aș fi scris așa ceva sub nicio formă, dar știți cum e, timpurile sunt altele. Știu? Acum ce aș fi făcut pentru, la vremea respectivă, dacă ar fi fost la fel pentru avantaje, e, dacă e să fiu sincer până la capăt, mi-e greu să zic. Dacă venea cineva la mine și îmi spunea că mi-ar fi mult mai bine dacă aș semna asta și aș raporta, cât aș fi de corect. Acum mi-e greu să spun cum aș fi gândit atunci. E foarte greu, ai dreptate aici. E foarte, foarte greu să vezi. Da, trebuie să urmărești mai multe situații per ansamblu. Cine și ce a avut. Pe Mona Muscă, pe Mona Muscă, noi ca societate am distrus-o, nu? În momentul da, în care... Da, desfințat-o, corect. Deci și aici este, după părerea mea, vina domnului Băsescu. Mm-hmm. Aha, da, e posibil să se fi întâmplat asta. Mulțumesc tare mult, Cristian. De altfel, în mintea mea, singurile victime reale ale dosarelor de la CNSA sunt doamna Muscă și fostul meu coleg, Carol Sebastian, care a fost prins într-o împrejurare de asta a tinereții și pus să semneze niște documente din astea, în care, sau după care, oamenii ăștia doi s-au retras odată cu apariția dezvăluirilor respective. Au plecat de tot din spațiul public și și-au văzut de viețile lor în altă parte. Și oameni valoroși, stau să mă gândesc, care ar mai fi avut lucruri de spus în societatea românească, dar care și-au asumat prin această tăcere un tip de penitență pentru ce au făcut în anii respectivi. Și încă o dată, Cristiana are dreptate. Judecata e foarte grea, niciunul dintre noi nu știm ce ar fi făcut. Acum, când ai multe note încolo, parcă mai vezi așa calitatea umană a unuia sau altuia. Eugen, salutare! Bine ai venit la România în direct. Ce judecată faci? Salutare, bine v-am găsit. Și ce mi se pare mie foarte interesant? Că, ok, Băsescu, haide să ne amintim. El a fost reprezentantul României la Anver, da? Mm-hmm. Da. Pe vremea când era, da? Bun. Oare cineva își imaginează că puteai ocupa un astfel de post fără să ai o relație oarecare cu vreuna din direcțiile de informații? Asta zici, că era contraspionaj, că era... da? Nu se poate, să fim serioși. Era cadru militar, trebuia să facă treaba asta. Pe lângă faptul că, haideți să nu fim lumoraliști, peste tot în lumea asta, toți cei care au avut astfel de posturi, dar nu doar în România, dar nu doar în țările comuniste, toți aveau legături cu serviciile lor de spionaj, securitate, cum vrem să le numim. Mm. Și e normal să fie așa. De ce uităm chestia asta? E foarte ușor să dăm cu piatra. Așa cum spunea și interlocutorul de mai devreme la întrebarea cu ce ai fi făcut. Este simplu să dăm cu piatra, să spunem, domne, eu n-aș fi făcut, eu n-aș fi drept. Dar lucrurile deci sunt mult mai complicate. Crezi că reprezentantul Belgiei într-un port din Maroc sau o chestie de genul ăsta e afiliat serviciilor de securitate? Da. Eu cred că nicăieri în lumea asta, în posturile importante pentru anumite zone nodale, cum era Anverul, da? Cum ar fi Rotterdamul, cum ar fi orice zonă de maxim interes pentru țară și în condițiile respective de comunism. Să nu uităm treaba asta. Da, cu atât mai mult. Că ăștia trăiau cu paranoia în cap, da. Că-i... Bineînțeles. Da. Asta e o scuză, nu? Adică... Nu că e o scuză, dar asta era situația. Adică credem cumva că ar fi putut bine, fi altfel? Da, Eugen, păi voie nu, să... e bine, nu știu dacă putea să fie altfel, îți citesc un pasaj aici. Zice așa, în cadrul discuțiilor sale, semnează colaboratorul Petrov,
elogiază, da, vorbea de niște colegi sau de un coleg, elogiază modul de viață din apus și în special referitor la tineret apreciază libertinajul din apus, unde, după spusele lui, fiecare face ce vrea fără a fi controlat și supravegheat. De asemenea, a apreciat negativ drepturile și libertățile tineretului nostru. A, acum, când te uiți la nota asta, ți se pare așa că e pentru apărarea patriei? Nu, nu este. Dar încă o dată, toți avem și plusuri și minusuri. Eu nu-l iau în brațe. Dacă vrem să ne gândim, apropo, și de ce spunea un alt, un antevorbitor, că nu i-ar fi fost teamă cu Băsescu acum fiind președinte. Păi, dacă ne aducem aminte, cam toți președinții noștri s-au ferit să facă afirmații serioase la adresa rușilor. Da? Să nu uităm că Băsescu a avut o intervenție odată în forul european, nu mai țin minte cu ce ocazie, în care ambasadorul Rusiei a făcut o afirmație vis-a-vis de România și de Republica Moldova și Băsescu l-a întrebat, da, noi nu ne aducem aminte să vă fi, i-a spus, nu ne aducem aminte ca noi să fi intrat pe țări străine sau noi să fi să vă fi invitat să veniți în Moldova. Ai dreptate. Ai dreptate. Senul, ai dreptate, adică, exact, așa a fost, cred că la Consiliul Europei a fost chestiunea asta, sper da, să mă înșel. Cu toate tarele lui, pentru că, într-adevăr, își are și el scheleții din ghiozdan, din dulap, a făcut și chestii bune, într-adevăr, și chestii urâte, foarte adevărat. Eu personal, sincer vă spun, pentru mine, domnul Băsescu, a fost o mare dezamăgire pentru faptul că n-a dezgropat mai mulți morți. Pentru că sunt convins că putea să facă mult mai mult pentru țara asta dacă ar fi vrut. Sau dacă ar fi putut, sau habar n-am. Aici contează pentru tine, de exemplu, că domnul Băsescu, dovedit acum colaborator al securității, a condamnat comunismul? A știrbește cu ceva această condamnare? Nu. 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 Nu, de ce? Pentru că el și-a făcut treaba. Și la momentul ăla, și la momentul celălalt. Păi cum, domnule, era treaba adică... lui să toarne la securitate? Hai ca președinte, era treaba lui să condamne. Nu. Haideți să... Da. Deci, să le luăm pe bucățele. Într-adevăr, pentru segmentele în care omul este dovedit că a turnat, că și-a turnat colegi, că a făcut, ok, alea sunt zonele de condamnat. Pentru celelalte în care și-a făcut datoria de militar față de România, așa cum era ea la forma respectivă, este o altă istorie. Ce a făcut după aceea, ca fiind primar, ca fiind președinte? Eu cred că fiecare dintre noi putem fi judecați pentru fiecare bucată în parte. Niciunul dintre noi nu suntem curați de adevăratele. Cum a spus și ăla de pe cruce, nu? Cine asta n-a greșit să dea primul cu piatra. Asta e foarte adevărat. Mulțumesc tare mult, Eugen. Oamenii sunt și buni și răi în același timp. Dar dacă asta era o metodă de promovare, încerc să vă stârnesc, iată. Dacă era metoda prin care îți câștigai funcția, drepturile, dreptul de a fi în față, dacă nu era nimic de ascuns, de ce dosarul ăsta a stat ani de zile acolo, pitit? Și dincolo de ceea ce vorbim astăzi despre Traian Băsescu, care sigur că istoric va fi reținut mai mult cu luminile sale decât cu umbrele sale, te întreb despre modul în care statul român a funcționat. Da? Adică cineva a dat o mână de ajutor aici, nu? Nu ne înșelăm când spunem că părți din statul român au contribuit la această acoperire vreme de 20 de ani. Aici avem de săpat, pentru că noi putem să judecăm un om, dar în definitiv cele care duc statul mai departe sunt instituțiile și memoria instituțională. Modul în care ele funcționează atunci când un om pleacă. Andrei, salutare, ești la România în direct. Salut. Salut. Cum judeci ce avem în față astăzi? Da, e complicat. Eu mă pregătisem să dau un răspuns referitor la omul Băsescu și nu la instituții, într-adevăr. Vorbește despre omul Băsescu, n-am nicio problemă, că nu spun vorbe în gură. Sigur că... Da, din punctul meu de vedere, un om care de mai multe ori a spus că nu a colaborat cu securitatea, la modul general,
nu mai are niciun fel de credibilitate în fața mea și nu l-aș mai alege niciodată să mă conducă, indiferent de situație. Pe partea cealaltă, l-am apreciat, l-am votat exact ce au spus și antevorbitorii mei, are merite, dar dacă acum aș fi în aceeași situație, nu i-aș mai acorda încrederea mea sub nicio formă. Dacă ai fi știut, vezi, asta se întoarce în timp. Dacă ai fi știut în 2004 sau în 2009, cu toate calitățile pe care politicianul Băsescu le avea, excelente, da? Și cu toată hotărârea lui, dar dacă ai fi știut acest detaliu, l-ai mai fi votat? N-aș mai fi votat dacă el nu ar fi recunoscut acest lucru. Din punctul meu de vedere, ar trebui să iasă și să-și ceară scuze public că ne-a mințit ordinar pe față. Dacă are onoare. Dacă nu, să-i fie de bine. A zis domnul Băsescu că se duce la CEDO, da? Nu comentează decizia asta și se duce la CEDO, domnul Băsescu, unde se va judeca, de fapt, procedura asupra procesului, nu fondul acestei chestiuni, da? Și, mă rog, aici mai sunt și câteva chestiuni legale, să spunem, legate de drepturile sale în continuare, de posibilitatea comiterii unui fals în acte, pentru că în momentul în care candidezi la o funcție, faci niște chestiuni de genul ăsta? În continuare, o chestie de procedură nu înseamnă că omul ăla n-a furat sau n-a omorât. Înseamnă doar că n-au fost urmate niște proceduri. Dacă acele documente care au apărut și sunt reale, ceea ce nu pot eu să verific, din punctul meu de vedere este suficient. Nu mai îmi trebuie nicio altă decizie a unei alte instanțe. Da, nu știu ce să spun. Dacă alea sunt într-adevăr, dacă sunt pe bune, este vinovat. Da. Mulțumesc tare mult. Ștefan Olteanu spune pe Facebook: ascult și mă minunez. Mulți spun că era normal să torni, că noi ce-am fi făcut, că așa erau vremurile. Păi trebuia să stea ascuns și să nu mai aibă acel tupeu, el și toți turnătorii aceia, nu să fie persoane publice de toată jena, turnători și mincinoși notorii, spune ascultătorul nostru. Sigur că suntem întrebați și despre ofițerii de securitate. Da. Au și aceștia vinovăția lor și mai ales cei care au lucrat în aparatul de represiune, ca să ne înțelegem exact, și care știau toate lucrurile astea și făceau ce făceau și au făcut cu plăcere asta. Nu e nimic de apărat într-un stat când afli că Gigel a vândut doi blugi sau că joacă poker. Da? Aici nu e. Nu aper nicio valoare, să mă ierte domnii ofițeri care au lucrat acolo și consideră că apărau ordinea socialistă. Aiure. Mihai, salutare, ești la România în direct. Bună ziua, Plato, să-mi cer scuze, sunt puțin emoționat, mai mult. De ce? Ce am de spus? Eu l-am vorbesc cu dumneavoastră. De asta, nu e. Da. Stai liniștit, suntem între prieteni aici. L-ai votat, spune. Așa. Da, l-am votat de câte ori a fost nevoie, sincer vă spun. De trei ori. L-am considerat și că... Patru. De trei ori, exact. Nu, de trei ori, parcă o dată primar și de doar ca președinte. Da, 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 dar nu, că au mai fost și referendumuri, da, la asta mă gândeam. Așa. Și? Îl consider și la ora actuală cel mai bun primar care l-a avut București. Și astea sunt dovezi, sunt fapte, de fapt. Și ca președinte a fost singurul președinte care avea vorbele la el, dar avea și te făcea din vorbe, dar cu argumente. Adică nu puteai să-l dai la întors. Nu era un fel de, știți-mă că spun, un fel de om cu două fețe, ca președinte, ca și președinte vorbesc. Adevărul că Băsescu la actual plătește niște polițe. Dacă vă duceți aminte scandalul cu Joana, scandalul cu Adriana Stase. Așa. Și eu zic că e un mic complot împotriva lui, fiindcă el i-a taxat și la rândul lui va fi taxat. Eu vreau să vă întreb ceva, mai știți ceva de ancheta aceea care s-a făcut până anii 91 cu cele câteva camioane care s-au, cu dosarele securității, care s-au ars în pădurea Pusnicului sau Băneasa, nu mi-aduc bine aminte. La Berevoiești. Despre ce vorbesc? Despre așa, exact. Ancheta camionilor de la Berevoiești. Da, știu despre ce vorbești, dar nu mai știu exact care sunt, la ce concluzie s-a ajuns în dosarul respectiv, nu știu pe de rost, dar
aș putea să aflu, bănuiesc că cineva a urmărit această anchetă, a urmărit chestiunea asta până la capăt, dar să le spunem ascultătorilor foarte tineri ce s-a întâmplat acolo. Da, Petre Mihai Băcanu, celebru jurnalist al începutului de an 90, a primit datele și dovezile că acolo în pădure ar exista documente ale securității care au fost arse, da, sau au încercat să le ardă că n-au reușit până la capăt. Este foarte probabil ca acele documente să fi conținut nume ale informatorilor, nume ale ofițerilor care s-au ocupat și așa mai departe. Deci lucruri de care noua rânduire trebuia să scape. Da? Asta corect, este. Corect. E, acum, de ce am adus aminte acest episod? Ați trăit și dumneavoastră, eu am trăit, poate, adică eu am stat mai mult în vremea comunismului, n-am fost nici pentru de partid. Nu că mă laud, nu mi s-a dat voie, n-aveam origine sănătoasă și nici numele real, nu puteam, datorită numărului real, numelui real, nu puteam să fiu comunist. Dar eu vă spun așa, nu exista om care ajungea la un anumit nivel să nu fie informator. Erau informatori inclusiv în fabrici. Și să mai vă pun o întrebare. Ați făcut armata, bănuiesc. În armată era acel CI. Acel CI în armată, dacă venea și te chema și spunea, dă-mi și mie despre relații despre ăla, eu cred că nu puteai să zici nu. Nu puteai? Nu puteai. Fiind în armată? Nu știu. Nu puteai? Nu ar fi fost oameni care ar fi zis, nu? Ce, nu respectai ordinul, îți luai carceră, ce puteai să-ți fac? Cam în genul acesta, sau te păștea muncă batalionul disciplinar, ceva în genul ăsta. E posibil. Eu mă gândesc, dar cred că sunt oameni care au avut și acest curaj să refuze, să zică, să dea informații, așa, mai ales genul ăsta de informații. Eu cred că sunt puțini care au fost. Asta ar fi a doua problemă. A treia problemă care pe mine, singura dezamăgire care am avut-o la Băsescu a fost că a grațiat un om care a fost director la Argus. Nu știu dacă e bine să-i dau postul. A fost cu pușcărie, adică a intrat în închisoare, a fost eliberat. Sau s-a încercat eliberarea lui cu o judecătoare care până la coadă a fost, s-a dovedit că a fi vinovată și a fost închisă. Iar Băsescu l-a grațiat. Nu-l grația Băsescu, îl grația finul respectivului om, care este Adrian Năstas. Asta e singurul lucru care îi reproșez, da. Exact. Mulțumesc. Nu știu acest caz, nu mă pot exprima asupra lui. Nu știu toate detaliile. Știu că președintele are această putere și își asumă și, cum să zic, reproșuri în momentul în care face actul grațierii. Da, probabil că dacă ar fi un caz foarte important, la un moment dat ar merita niște explicații. Groapa de la Berevoiești s-a adâncit și dosarele au fost îngropate la parchetul militar după 2008. Citesc acum. Dan, salutare, ești la România în direct. Salut, Cătălin. Judecata lui Traian Băsescu, asta facem azi. Da. Sunt foarte de acord cu ce a spus antevorbitorul meu. Nu pot să nu cred că cineva poate să judece atât de echidistant poziția pe care Traian Băsescu a avut-o în acele vremuri. Pentru mine verdictul venit era de așteptat. L-am votat pe Băsescu de fiecare dată. Nu l-am votat ca primar pentru că nu sunt din provincie, însă trebuie să, eu cred că ar fi corect să ne uităm puțin mai departe, să ne uităm la faptul că Ion Iliescu este în continuare necondamnat. Da, e bună observație, da. Să ne uităm că de o bună bucată de ani avem un președinte foarte slab, pe care, sigur, l-am votat ca rău cel mai mic. Și nu cred că demonizarea lui Traian Băsescu este neapărat folositoare. Mă așteptam, adică nu cred că un om, cred că doar un naiv putea crede că prin posturile pe care el le-a deținut în statul român înainte de 1989,
el putea să nu fie colaborator al securității. Adică eu am trăit acele vremuri, aveam doar 10 ani la Revoluție, dar chiar dacă eram atât de tânăr, discutam foarte mult în familie cu părinții. Părinții mei erau anticomuniști convinși. Tatăl meu a dorit să fie, a fost primul în universitate, a avut, i s-a propus post de asistent universitar imediat după terminare, pentru că era extraordinar de deștept, a refuzat să fie membru de partid și atunci postul a fost ocupat de fiul unui securist, iar tatăl și mama mea au fost amândoi marginalizați într-un institut de cercetare. Ai văzut? Nu te obliga nimeni să te duci acolo. Absolut, să nu te obliga nimeni, așa este. E greu de făcut o scuză. Costurile, nu, eu nu-i găsesc scuze lui Traian Băsescu. Eu am trăit costurile pe văzut? Care părinții mei și le-au asumat. Milioane de români au trăit aceste costuri. Milioane, absolut, și am trăit acele costuri. Și atunci? Eu țin minte foarte bine cum tatăl meu mergea la ora 5 dimineața să stea la coadă ca eu și fratele meu să avem două ouă dimineața înainte de a merge la școală. Dacă ai fi știut în 2004, l-ai fi votat, ținând cont de familia ta? În 2004, contracandidatul a fost Adrian Năstase. Ăsta e răspunsul. Păi știam. Deci, ce blestem este pe țara asta, Adriane, că exact. Trebuie să aleagă între doi foști comuniști? Între doi foști comuniști, exact. Unul colaborator al securității, dacă era de conținut. Exact. Și da. Am ales și atunci răul cel mai mic, dar ca și persoană care a suferit în comunism, trebuie să văd că acel rău cel mai mic, poate, nu știu dacă pentru a-și spăși păcatele a luat deciziile corecte în folosul României, și a făcut ca România să fie, prin, nu numai el, prin instituția prezidențială să fie un membru luat în seamă în NATO și în Uniunea Europeană, dar cred că pe undeva poate, și nu sunt eu judecător să judec cât și-a spălat din păcate, dar cred că undeva poate că ceea ce a făcut a fost ca să îndrepte lucrurile, cred. Mulțumesc tare mult. E posibil să fie și așa. În același timp, povestea de astăzi ne zice mai mult despre modul în care funcționează statul român. Persoane care își vor dori puterea, care vor face rele ca să ajungă acolo și bune când sunt acolo, e de la sine înțeles că vor fi mereu. Faptul că statul are o datorie să ne spună cine sunt acești oameni este lucrul pe care trebuie să-l înțelegem. Ani de zile, statul român a fost manevrat în această chestiune. Și mulți oameni au răspuns la apelul ăsta, de frică, binevoitori. Astăzi și ei pot face un pas în față să le explice cetățenilor, concetățenilor, de ce au făcut asta și cum mergem mai departe. Iar dacă e dedus o luptă aici, asta e, să faci statul să acționeze corect. Asta e România în direct. Cătălin Striblea sunt, vă spun, spor la treabă. România în direct cu Cătălin Striblea la Europa FM.